Salut, salut, Costin! Salut, dragul! Cum ai aflat despre casele din Good Residence? Cine ți-a spus sau cum ai aflat? Inițial am pe site, am căutat, la un moment dat, bine, am ajuns aici puțin mai greu, că adresa e în Corbeanca, nu trebuie să zic, Corbeanca totuși e Balotești. În fine, a fost prima casă pe care am văzut-o și mi-a plăcut și am ajuns să, nu știu, într-o lună de zile, cred că am început toate demersurile și acum aproape m-am mutat. Aici. Ce ți-a plăcut la casă, practic? Ce te-a convins să te muți aici? Nu știu, mi-a plăcut, nu știu, felul construcției, adică a fost ceva, vroiam liniște, oarecum, adică vroiam puțin să mă retrag puțin din București. Casa este făcută foarte, foarte frumos din punctul meu de vedere, adică mi acoperă toate nevoile de acum și nu știu, cam atât, adică mi-a plăcut și a fost și am achiziționat-o. Și la complexul de aici cum ți se pare? Ce îți place la complex? Cum ți se par oamenii de aici? Colaborarea cu cei de la Good Residence cum a fost? Ce părere ai? Colaborarea cu Robert a fost destul de ok, adică mi s-a părut foarte flexibil și asta a contat foarte mult în decizia pe care am luat-o, adică în decizia rapidă pe care am luat-o, că probabil, chiar dacă nu era chiar de flexibil, tot rezolvam. Așa, în rest, nu știu, oamenii de aici probabil sunt toți la același nivel cu noi, adică își doresc, și-au dorit același lucru când s-au mutat aici și sper să fie în regulă, adică sper să dezvolte oarecum comunitatea asta, adică aștept și, nu știu, magazine, grădinițe, am văzut că se fac și, nu știu, cam atât. Sper să asfalteze, dar asta o să facem presiuni pe la primărie, probabil că tot colectivul vom reuși cu colectivul să rezolvăm acest aspect cu asfaltarea. Mulțumesc frumos, Costi! Mersi și eu!